Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună. Păi cum e weekend dacă noi suntem aici? Păi noi muncim și în weekend. Pe treabă. Da. Nu știu tu, dar eu cu Luca suntem plătiți dublu pentru că muncim în weekend. Bună dimineața! Da. Mă bucur să vă revăd, colegi. Mi-a fost dor de voi ieri dar dimineață. Ce ai făcut ieri? Ce ai pățit ieri? Că... A intrat un domn pe contrasens și mi-a făcut zob mașina. Ești bine, sănătos? Da, bine, sănătos, un pic zdruncinat, au pocnit toate airbag-urile. Nu știu dacă mașina mai poate fi reparată, o să aflu săptămâna viitoare. Domnul respectiv a intrat pe contrasens. Nu, e greu să vă descriu topografia locului. În intersecția deasupra pasajului Aerogării, unde sunt niște bretele de-astea cu sensuri unice, evident, dânsul a reușit să intre pe un sens unic pe care eu 10 ani pe contrasens, pe un sens ăsta unic pe care eu 10 ani n-am văzut pe nimeni niciodată mergând pe contrasens. Adică e foarte greu să greșești acolo. Uite, ai văzut acum. Sunt, da. Eu de 10 ani de când sunt la Europa FM, în fiecare dimineață trec pe acolo. Și tot aștept. Vin dinspre Corbeni Otopeanca, trec, era verde, frumos, am intrat, s-a materializat în fața mea, nici nu e niciun strop de vizibilitate. Deci a intrat, acolo sunt niște alveole dintre astea care ghidează traficul. Da. Și pe unde trebuie să ieși, ele sunt mai ascuțite, astfel încât să încurce pe aia care vor să intre cumva pe acolo. Chiar trebuie să te străduiești să intri pe contrasens. Și a reușit, era un bun conducător auto. A reușit. Și când a intrat în intersecție, deci când a apărut în fața mea, nici... Bun, că m-am gândit, băi, ne zic, hai, era 6:30 dimineața, a vrut și el, o fi greșit drumul și s-a gândit, hai, nu mă mai întorc la sensul giratoriu de nu știu unde, fac și o manțocărie. Fac o românesc, cum se spune, și intru pe contrasens și trec pâși pe dincolo. Dar n-a trecut tiptil. Că măcar dacă ești conștient, băi, te ițești un pic așa, te uiți să vezi, băi, în dreapta, unde sunt trei benzi care vin de pe DN1 destul de tare. Adică vine cineva? Nu. El a intrat, cred că avea 60 la oră în intersecție când mi-a apărut. Nu s-a putut face absolut nimic. Deci, norocul a fost că nu m-a lovit în stânga, totuși, în portier. De 10 ani ești la Europa FM? Ah, uite, ca să ne contrece timp. Da. Vorba colegului Adi, producătorul nostru, Adi Tudor, care a zis ieri, după ce ai pățit ce ai pățit, că în București cel mai periculos e când e liber. De da, fapt. Și asta este adevărat. Că oamenii... Corect. Da. Încep să facă fel... Să nebunesc. Da. Toată ziua. Și asta e adevărat. Nu știu la ce se gândea domnul. Era... La prima, aia e o oră unde când se circulă foarte repede în București, că toată lumea, exact cum zici tu, orașul e relativ gol. Da. Și zici, mamă, mă duc. Odată că e foarte periculos. Și doi, că se fac tot felul de astea, cum povestește Vlad, știi? Adică omul, dacă o apucă greșit, se gândește, ai 6 dimineața, nu mai... iau pe contrasens, văd eu cum fac. Băi, acum să fim onești. Cu toții, mai ales în orașul ăsta, mai devreme sau mai târziu, suntem implicați cumva într-o tamponare. Da. Băi, cu toții eu le mai comitem. Adică mai greșim un drum, mai nu știu ce. Bă, dar dacă greșești drumul, dacă iei pe un contrasens, pe un sens interzis, bă, ești atent, te uiți un pic, bă, vin alte mașini din partea cealaltă. Măcar știi să nu încurci pe ceilalți. Vine unul din partea cealaltă, te urci tu pe trotuar, șeful a greșit, scuză-mă, asta e viața. Dar ăsta n-avea nicio treabă. Permisul expirat din vară. Bun, deci era și... Bun, mașină de firmă mare, adică firmă de frigidere, dacă mă înțelegeți, clasic românească, din orașul Găști, să nu-i spunem numele. Mașina firmei. Ce bun e asta, da. Bine, asta e relevant, oricum. Ba nu, este relevant. Pentru că, totuși, e o companie mare, asta m-a mirat, e o companie mare care, în principiu, trebuie să vadă ce se întâmplă cu angajații ei, cărora le dă să conducă mașini prin oraș. Adică îi mai verifică din când în când. Sigur că dacă îți expiră permisul, nu înseamnă... Asta e o chestiune birocratică, da? Nu înseamnă că ai uitat în ziua în care îți expiră permisul, ai și uitat să șofezi. Evident că nu se întâmplă asta, dar... Când îți expiră permisul, te duci și îți faci fișa medicală. Era puși sau ce? Adică puși n-are cum, dacă l-avea expirat, nu. Nu, era destul de în vârstă. Și era, asta mă gândesc, domnul era mirat de ce se întâmplase, adică nu reușea să-și explice cum a ajuns acolo. Poate că un examen... nu și-a explicat nici cum erai tu acolo. Problema e că eu cred că având permisul expirat o să fie și bun de plată, că firmele de asigurări se leagă de situații de-astea. Adică dacă ai permisul expirat, nu te mai despăgubește. Da. Eu așa știu, nu știu sigur. Mașina mea are cască, bine că nu s-a întâmplat mai rău, dar recomand întotdeauna centură. Dacă n-aveam centură, cred că eram julit pe față tot. Centură și, mă rog, băi, trebuie să fii atent în permanență, nu există. Adică nu pot să consider că nu se poate întâmpla ceva în traficul din România și în traficul din acest oraș.
într-un loc unde 10 ani n-am văzut pe nimeni, a apărut unul și nici măcar n-a fost prudent când a intrat în intersecție pe contrasens și pe unde n-avea voie. Pur și simplu a trecut ca în brâză. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.